Hai să vedem pozele, ia să vedem pe cine avem în pozele colegilor tăi. Unul e adus în locul tău. Adus că te-ai accidentat. Da, vezi, n-a dat o bere. E făcut loc lui Van Dijk, pentru cei care nu-l cunosc. Da, da, da. Da, era chiar în perioada asta despre care îți spuneam că m-am accidentat. Alderweireld, care fusese titular de drept sezonul dinainte, era împrumutat de la Atletico și n-a mai rămas. Okay. A fost cumpărat de Tottenham. Și s-a mers pe ideea că voi rămâne eu cu Fonte, Yoshida și era un tânăr care era național tinereta Angliei. Deci ăsta era patru fundași centrali, urma să începem sezonul noi patru. Din păcate, eu m-am accidentat și atunci ei s-au reorientat, au trebuit să cumpere pe cineva și l-au găsit pe băiatul ăsta. Care are un fizic incredibil. Da, n-am, pentru mine, eu n-am mai văzut așa ceva. Nu? Deci n-am văzut așa ceva. Deci gândește că e, cred că undeva pe la 1,90. Deci mai scund decât tine un pic? Mai scund decât mine, aproape 100 de kg. Okay. Și era, cred că al doilea sau al treilea ca viteză din echipă. Serios? Și eu nu l-am văzut odată în sala de forță în 3 ani. Tu vorbești serios? Da. Niciodată? Niciodată. Deci, și un poate jucător, că făcea acasă? Nu, crezi? Făcea. Nu? Era nativ, e bestie. Ok. Și nici nu se antrena să zici că, mamă, să vezi ce bagă Van Dijk la antrenament. Nu? Și era așa. So and so. Și ca atitudine cum era? Ca atitudine, instant, vedeai că are ceva, aură de asta de lider. O aroganță? O aroganță, da, și o aroganță. Păi a venit și cred că după o săptămână el băga muzică în vestiar, dă mie, nu știu ce. Ce dar vedeai că ești, adică se baza pe ceva, că asta e ideea. Asta mi se pare, ok, când ești arogant și bazat. Vrei să fii, da, da, arăți și pe teren. Și e de la Celtic venit, cred. Da, da, ne-am dat seama instant, toți, ne-am dat seama că va fi, okay. E doar un pas, sau Southampton e doar un pas pentru el. Lovituri libere bătea... Lovituri libere nu, băi, el aveam pe Ward-Prowse. Da, o să vedem și pe ăla. Cine bate lovituri libere? Dar mai bătea și el în forță, rar l-am văzut, dar l-am mai văzut bătând în forță. Poate, nu mi-aduc aminte. Bun, hai să vedem, trecem de la Van Dijk mai departe la cine, pe cine mi-a avut coleg la Southampton. Ia să vedem. Trecem și îl vedem pe acest băiat. Acest băiat total opusul lui Van Dijk. De ce? El venise de la Salzburg, nu prea vorbea engleză, fiind vorbitor de franceză, era timid, nu prea vorbea în vestiar, foarte cu minte, așa la locul lui, dacă nu îl întrebai tu, nu deranja pe nimeni. Uh-huh. Dar în schimb, și la el s-a văzut, deși nu mă gândeam că va progresa așa de mult, se vedea că era fost, ziceam în engleză, e sharp. Adică schimbările alea de direcție rapid, uh-huh, e foarte fâșineț așa. Și din acel meci despre care discutam cu Arsenal, a scos penalti. Okay. A intrat în a doua repriză, a luat opțiune 1-1 și a scos penalti. Dar ca atitudine și cum se antrena și chiar era un exemplu. Și foarte, am văzut la el în țară foarte, un tip foarte implicat în zona asta socială, să-și ajute oamenii din satul natal. Am citit și eu articolele cu telefonul la spart, știi că a pus la un moment dat cu telefonul spart, el era la Liverpool, dita mai fotbalistul și avea un telefon. Da, probabil, na, ajungând la Liverpool și salariul lui sigur a crescut foarte mult, atunci a început să implice și pe partea asta. Da. Bun, hai să vedem, pe cine mai avem aici? Pe cine? Repede. Tadic. Dusan Tadic. Da, alt fotbalist senzațional. Ca și, cum să zic, ca și se simțea etică, că e balcanic. Ca și etică de muncă, n-am văzut fotbalist ca el. Deci e un Cristiano Ronaldo așa în miniatură. Da. Era non-stop, se antrena non-stop. Era zi liberă, el era la antrenament. Și nu mă mir că acum câteva săptămâni am văzut, a ajuns la 100 de goluri pentru Ajax. 100 de goluri. Da. Și el a venit la Ajax aproape de 30 de ani. Da, exact. Deci, da. Adică prima oară când am ajuns în Anglia, am văzut la el. Da. E un ziua în care am semnat contractul, era zi liberă pentru jucători. Și el era la stadion. Și întrebam, dar ce face aici? Se antrenează. Wow. Păi, dar e zi liberă. Nu, el e la antrenament. Ce impact pentru tine. Eu nu credeam că există așa ziua ceva. Ziua liberă, zi liberă. Deci, era non-stop făcea ceva.
Știi ce mi-a venit acum și vreau să te întreb, că după aia o să uit. Cum a fost impactul financiar cu Premier League? Pentru că se vorbește, e un Eldorado, Premier League e considerat un Eldorado și toată lumea își dorește să se joace în Premier League. Și am citit interviuri date de alți fotbaliști trei nu români care au mers în Premier League și spuneau, domnule, am semnat, mi-a intrat signing on fee, acea sumă de instalare. Și am zis, wow, ăștia-s banii mei sau sunt banii al cuiva? Ai avut șocul ăsta când te-ai dus? Nu, n-am avut. Bine, n-am avut nici sumă la instalare, poate. Poate din sau cauza asta. Poate n-ai luat-o tu, poate n-ai luat-o impresia. Da, posibil. Nu pot să zic că a fost așa un șoc. Era o nu știu cum să-i spun, așa o relaxare și parcă nu venea să cred că poți să câștigi atâția bani. Okay. Adică nu mai era chestia pe care o aveam, că și la Steaua. Să știi că am căutat, am vrut să-ți caut salariul în Football X în baza de date, nu ți l-am găsit. Nu. Se mai întâmpla să întârzi el și la Steaua. Da. Se ajungea la două luni uneori. Mm-hmm. Nu că era ceva, că aveam, totuși aveam 10.000, adică nu era neapărat o problemă. Că trăiam de la un salariu la altul. Dar aici 28 era ziua de salariu, era clar că nu aveam nicio emoție. Dacă era duminică, intrau înainte, da. Și în decembrie intrau la începutul lunii că e bank holiday, day, nu știu ce, Boxing Day și nu le mai erau închise bani. Adică intrau din decembrie. Da, intrau înainte. Și stai seama, și eram, deci noi eram, cred că, locul 16 sau 17 ca medie de salarii în Premier League. Adică eram o echipă slab plătită. Da. Dar se câștigă enorm de mulți bani, enorm. Câteodată, da, stai să te gândești, bă, de ce se plătește așa mult? Adică te-ai gândit vreodată? M-am gândit, da, sincer, n-aveam cum să mă gândesc. N-am auzit fotbalist să spună asta, până acum, ești primul pe care l-aud. Da, și eu n-am câștigat așa mulți bani. Da. Asta e adevărul, dacă te uiți la Manchester sau la Chelsea, am văzut o listă cu salarii. Nu mai știu, care, acum portar... cât e cel mai bine plătit? Deci când scriam eu despre fotbalul englez de 90 ceva, 100 de mii de lire sterline pe săptămână, era un salariu genial. Deci era 100 de mii de lire pe săptămână, da. Deci era bombă. Nu acum știu, cred că 400 ceva, da, nu? Cam da, acolo. Da. Nu, 400 de mii de lire sterline pe săptămână. Ce faci cu banii ăștia dacă nu știu, chiar nu știu. Dar în schimb, uite, poate e și el prin poze, Grațian Opele. Așa, nu l-am pus, dar e prietenul tău, știu. Da. Așa. Avea... cred că avea în jur de 80 sau 100 pe săptămână. Da. Și îi spărgea pe toți. Deci era... Cum? Am avut o discuție la un moment dat și vorbeam de chestia asta cu banii, că na, și pentru el a fost. Venea de la Feyenoord, adică nu era chiar... Da. Și zice, bă, nu știu, uite, am luat... El circula cu avion privat, pleca acasă la Lecce, mă rog. Stătea tot timpul, avea el un hotel în Londra unde, nu știu cât era, 800 pe noapte sau 1000 pe noapte. Okay. Adică dacă vrei să-i cheltuie, cheltuie. Puteai să-i cheltuie, da. Și zicea, dar nu ți-e frică să, nu știu, să pui și tu deoparte? I believe in myself, nu știu ce era. Și uite că, I believe in myself, s-a dus în China și a avut, nu mai știu, 30 sau 35 de milioane salariu. Eu fi spart și pe oare? Nu știu, dar am zis că dacă e vreo unul care poate să-i spargă, el e, da. Bun, și hai să vedem. Alderweireld. Alderweireld e un tip așa, introvertit, nu prea pot să cam povesti multe, nimeni nu prea povestea multe cu el, că era așa, părea că e mai... Într-o cochilie așa. Da, dar ca fotbalist m-a impresionat. M-a impresionat știința jocului și tehnica lui, ca fundaș central, fabulos. Da. Mm-hmm. Lovea mingea cu stângul, cu dreptul, crescuse la Ajax și avea se vedea sânge. Așa că avea, mm-hmm. avea o școală. Da, bun fotbalist. Hai să vedem cine mai e, că cred că mai avem pe cineva. Vreau să trecem prin mult mai multe chestii, nu o să mai avem timp să mai trecem prin toate chestiile. Ward-Prowse. Ward-Prowse, da, era chiar tinerel când am ajuns acolo, dar la fel. Ce îmi plăcea la el, dacă aveam meci sâmbătă și nu juca sau intra puțin, duminica era la echipa a doua, tot timpul. Adică nu exista să-și ia zi liberă. Da. Mereu, el era tot timpul... tot timpul avea meciuri în picioare și nu lipsea niciodată, nu se accidenta și asta e o mare calitate a lui. Dacă juca la echipa mare, juca la echipa mare, dacă intra puțin, juca la, la Under 21-23 uh-huh. ulterior. Deci foarte, foarte constant. Nu pot să zic că e super talentat sau l-am văzut vreodată un super talent, sigur are abilitatea asta de a lovi mingea extraordinar, dar cred că asta e cuvântul cheie la el, constanța asta.